de dublare a personalității care pe atunci era simplu, tăiam unul, țineam unul, opream ce trebuia, nu? Luni la TVR2 de la ora 20 vedem piesa Într-o dimineață de Mihai Spirescu, regizor Dan Micu. Este un spectacol pus în scenă la Teatrul Notara în 1990 și care face parte din arhiva de aur a TVR. Vioara I, Horațiu Măleele, alături de actor, alte nume de referință, Mircea Diaconu, Camelia Zorlescu, Anca Bojenaru. Costumele sunt semnate Anca Păslaru. Piesa este difuzată în memoria regizorului Dan Micu. Pe 22 martie se împlinesc 15 ani de la moartea lui. Au făcut ăștia niște bușgării de spală, nu că te-ai născut în libertate. În pragul Zilei Mondiale a Teatrului, seria difuzării unor piese de excepție continuă. Pe 24 martie la TVR2 vă așteptăm la Cafeneaua de la ora 20, o adaptare a piesei Wally's Cafe de Sam Bobrick și Ron Clark. Regia îi aparține lui Horațiu Măleele, care și joacă alături de două partenere de scenă de excepție, Dana Dogaru și Emilia Popescu. Vino cu mine, priditorule, pentru că introducerea se destramă, iar acțiunea va prinde contur. După ce a obținut statutul de cel mai longeviv spectacol din repertoriul Teatrului Bulandra, unde a avut ultima reprezentație în 2009, Cafeneaua a continuat să primească aplauze, dar și distincții, și rămâne una dintre bijuteriile teatrului românesc.